O altă femelă minunată, foarte bună, foarte bună, este cea din fața noastră, o femelă foarte frumoasă, expresivă. Ce serie are și din ce... Este vorba de femela 853-849-2014. Da. Femela care am considerat că trebuie să meargă în reproducție. De ce? Pentru că părinții sunt cam bătrâni. Deci mama ei este 1936-750. Este nepoata direct a locului 1 olimpic în Africa de Sud. Iar tatăl ei este porumbelul original, Van Dijk, care este o combinație între Bruges și Calibar, care este și tatăl campionului național 301-706. Și atunci am zis că această femelă trebuie să meargă în reproducție. Sigur, părinții reproduc și acum, deci nu sunt chiar la o vârstă care să nu le dea posibilitatea să reproducă, dar am considerat că ea trebuie să meargă în pereche tot cu porumbei de Kuman, deci cu 755-323, care a fost prezentat anterior, porumbei din Emer Van Hoop. Da, foarte frumoasă și... fenotipic, așa este, foarte reprezentativ. Deci, fratele ei de mamă a fost locul 20 pe general în 2010, adică e vorba de porumbel 149-144. Fratele ei de tată, campion național. Acum, între locul 1 și 20, poate o ieși media. Sau poate ieși mai în față. Mai între față. Vom vedea. Vom vedea. Foarte frumos, într-adevăr. O femelă care, din câte știu eu, a fost admirată de mulți dintre prietenii noastre columbofili care au văzut-o în crescătorie. Deci, ea e plăcută, dar mie cel mai mult îmi plac rezultate. Deci, și să vă dovedească că, da, din punct de vedere reproductiv, este o valoare. Într-un interviu următor, am să vă spun o chestie care mi s-a întâmplat când eram elev la liceu. Dacă trebuie, pot să spun. Pot să spun și acum, mai repede. Da. Deci aveam un profesor de matematică foarte bun. Foarte bun, dar foarte urât. El, în zilele bune, umbla așa între bănci, cum stăteam noi pe vremea aia, pe băncile alea câte doi, și îmi spune, zice, trebuie să fac și eu ceva pentru viitor. Ce să fac? Eu sunt un tip foarte inteligent, dar urât, după cum mă vedeți. Și atunci m-am gândit să-mi iau o soție foarte frumoasă. Ca să compensez, da? Considerând că fac o pereche bună și o să iasă copiii mei frumoși ca ea și deștepți ca mine. Și tot el spunea la final, zice, știți ce a ieșit? În final am făcut doi băieți. Doi băieți care au ieșit urâți ca mine și proșcaia. Deci așa a fost. Da, așa e. Da. Deci și perechile astea sunt... Îți trebuie și puțin noroc aici. Da, sigur. Poate că dacă îl făcea pe al treilea, era altfel. Era cum își dorea. Da.